mai mult prețuiește rugăciunea cu post și cu milostenie și cu dreptate decât bogăția cu nedreptate. Mai bine să faci milostenie decât să aduni aur. Cartea lui Tobit, capitolul 12, versetul 8. Preacucernici părinți consilieri, preacucernice părinte protopop, preacuvioși și preacucernici părinți, domnule președinte al Consiliului Județean, domnule primar, onorate oficialități și iubiți frați și surori, în această duminică minunată, când a rânduit Dumnezeu să fim împreună, subiectul predicii mele îl intitulez așa, din nou, despre rugăciune și despre post. Am auzit cu toții pericopa evanghelică ce s-a citit. Domnul Iisus Hristos se urcase pe muntele Taborului dinpreună cu Petru, cu Iacob și cu Ioan. Și acolo, pe muntele Taborului, s-a schimbat la față și a arătat dumnezeirea sa atât pe cât li se putea arăta oamenilor. Și în timp ce Domnul Iisus Hristos era pe muntele Taborului, ceilalți 9 ucenici rămăseseră la poala muntelui. Și un tată necăjit cu un copil îndrăcit a venit și s-a rugat de ucenici să-l facă sănătos și n-au putut. Când Domnul Iisus Hristos a coborât de pe munte, tatăl copilului, zdrobit sufletește, pentru că avea crize multe, s-a apropiat de Domnul Hristos și i-a relatat toată tragedia. L-am adus pe copilul meu, care adeseori cade în apă și în foc, se manifestă turburent. Și i-am rugat pe ucenicii tăi să-l tămăduiască și n-au putut. Dacă poți face ceva pentru noi, fă! Și Domnul Hristos a spus ceea ce ați auzit în Evanghelie, o, neam necredincios și păcătos, până când voi fi cu voi, până când vă voi răbda pe voi? De când i se întâmplă lucrul acesta? Din pruncie! Păi dacă din pruncie i se întâmplă, de ce n-ai venit mai repede? Și Domnul Hristos, atot milostivul, l-a certat pe diavolul, diavolul a plecat, copilul încă o dată s-a manifestat turbulent, dar apoi Domnul l-a ridicat de mână și s-a făcut perfect sănătos spre bucuria tatălui său. Și după ce mulțimea a plecat, ucenicii rușinați s-au apropiat de Domnul Hristos și i-au zis, Doamne, noi de ce nu l-am putut tămădui? Oare nu ne-ai dat tu nouă putere să călcăm peste șerpi, peste scorpii, să-i facem să sănătos pe cei bolnavi? Noi de ce n-am putut să-l tămăduim? Și iată ce le spune Domnul Iisus Hristos. Pentru puțina voastră credință. Căci adevărat zic vouă, dacă veți avea credință cât un grăunte de muștar, veți zice muntelui acestuia, mută-te de aici și se va muta. Și nimic nu va fi vouă cu neputință. Dar acest neam de demoni nu iese decât numai cu rugăciune și cu post. E nevoie de rugăciune și de post. De aceea am zis că mi-am intitulat predica de astăzi din nou despre rugăciune și despre post. S-a scris mult despre rugăciune. S-ar putea ca noi
să argumentăm așa, suntem atât de păcătoși și de slabi. Și rugăciunile noastre nu pot face mare lucru. Ba rugăciunile noastre, așa când suntem de păcătoși și de slabi, pot face mare lucru. Am zis că s-a scris mult, mai anii trecuți, a ieșit o carte numită Rugăciunea Broaștei. Și a scris-o un misionar numit Anthony de Melo. Și acolo relatează o grămadă de povestiri legate de rugăciune. Una dintre ele, care ne încredințează că și rugăciunile noastre slabe pot face câte ceva, are următorul conținut. Într-un sat de oameni cu minți, era un preot bătrân, rugător, jertfitor, postea mult. Și ori de câte ori era un necaz în sat, se ducea într-un loc în pădure și se ruga lui Dumnezeu și problema era rezolvată. Preotul bătrân a murit. A venit un alt preot. Preotul care a venit nu mai știa unde este locul din pădure unde se ruga preotul cel bătrân. Dar rugăciunea o știa și el, a moștenit-o. Și-o zicea și el. Și Dumnezeu o asculta și ori de câte ori era un necaz în sat, îl rezolva. A murit și preotul acesta. Și-a venit un alt preot, mai laicizat, care nu mai știa nici locul din pădure, nici rugăciunea. Dar el se ruga lui Dumnezeu așa, Doamne, eu nu mai știu nici locul, nu mai sunt nici așa de jertfelnic ca înaintașii mei, așa de postitor. Dar pentru rugăciunile lor, că sunt necăjiți, ascultă-i, Doamne! Și Dumnezeu îi asculta. Vedeți? Pentru rugăciunile lor, pentru rugăciunile dumneavoastră, Dumnezeu ne ascultă. Pentru că postul și rugăciunea pot face foarte, foarte mult. Sfântul Pavel, în prima epistolă către Tesaloniceni, în capitolul 5, în versetul 16, ne îndeamnă, rugați-vă pururea. Acum cei ce au meditat la acest îndemn s-au preocupat foarte mult de modul în care ne putem ruga pururea. Noi avem treabă, avem serviciu, avem familii. Nu putem sta toată ziua în genunchi să facem numai rugăciuni, citindu-le din carte sau mergând la biserică. Și cei ce s-au gândit foarte mult la îndemnul Sfântului Pavel i-au și găsit răspunsul. Nu numai când stăm în genunchi, ne rugăm lui Dumnezeu, ci întreaga noastră viață poate fi o rugăciune. Și atunci când suntem la sapă și la coasă, și atunci când suntem în alt loc la muncă, viața noastră poate fi o rugăciune. Gândul poate fi la Dumnezeu. Și cunosc mari nevoitori. Rugăciunea cea mai scurtă și cea mai eficientă pe care putem face tot timpul și în tot locul. Și rugăciunea aceasta se numește rugăciunea minții sau rugăciunea lui Iisus. Și textul ei este următorul. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul sau pe mine păcătoasa. Că mergem pe drum, că facem altceva. În mintea noastră putem zice această rugăciune. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Rugăciunea aceasta e alcătuită din două părți. Prima parte, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, și a doua parte, miluiește-mă pe mine păcătosul. Și ne învață Sfinții Părinți că această rugăciune e alcătuită din cele două părți, prima dogmatică și a doua morală, în prima mărturisim credința noastră în Domnul Iisus Hristos ca și Fiul al lui Dumnezeu.
Și prima parte a rugăciunii o găsim în Evanghelia după Matei, în capitolul 16. Domnul era cu ucenicii săi în Cezarea lui Filip. I-a întrebat: cine spun oamenii că sunt eu? Păi unii zic că ești Ilie, alții unul dintre proroci, dar voi cine ziceți că sunt? Și atunci Sfântul Petru, în numele lor, zice: tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Deci această primă parte a rugăciunii este: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu. Iar a doua parte a rugăciunii este rugăciunea pe care o făcea vameșul în templu din Ierusalim. Vameșul și fariseul amândoi s-au dus să se roage. Fariseul se lăuda că nu-i ca ceilalți oameni, dar vameșul nu cuteza nici ochii să-i ridice spre cer, ci zicea lui Dumnezeu: Dumnezeule, milostivi mie păcătosului. Iată, din aceste două părți alcătuite această rugăciune scurtă, rugăciunea minții sau rugăciunea lui Iisus, pe care o putem face în orice împrejurare. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Și vă pun la inimă, încercați și veți vedea câtă tihneală și câtă liniște veți avea în sufletul dumneavoastră. Rugăciunea, dacă e făcut așa, și noi înșine trăim în duhul rugăciunii și toată viața noastră devine o rugăciune, rugăciunea poate, din punct de vedere calitativ, să devină foarte bună. Tot cei ce au meditat la rugăciune ziceau și referitor la această rugăciune scurtă: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Sau referitor la Tatăl nostru sau la Născătoare, că dacă le facem bine, încet, încet, rugăciunea noastră capătă o calitate superioară. Și zic părinții că rugăciunea trece prin patru trepte calitative. La început, când nu suntem așa de inițiați în rugăciune, facem așa numită rugăciune întinată cu păcat. În timp ce ne rugăm, ne trec prin minte fel de fel de lucruri urâte. Și zic părinții că nimeni nu poate scăpa nici de această rugăciune. Dar dacă stăruim, vom scăpa de gândurile cele rele. Și a doua treaptă calitativă a rugăciunii este rugăciunea timp pierdut. În timp ce ne rugăm, ne gândim la toate grijile ce le avem de rezolvat peste zi. Nici rugăciunea aceasta n-ajunge în cer. Este o pierdere de timp, dar nici de rugăciunea aceasta nu scăpăm. Trebuie să insistăm. A treia treaptă calitativă a rugăciunii este rugăciunea făcută cu mintea. De data aceasta, când zicem rugăciunile acestea scurte sau când citim rugăciuni din carte, nu ne gândim nici la rele, nu ne gândim nici la bune, ci ne gândim la ce spune. Este o rugăciune făcută cu mintea, dar e o rugăciune uscată. De-abia când ajunge rugăciunea pe a patra treaptă calitativă, ajunge și în cer. Este rugăciunea pe care o facem cu mintea în inimă. În timp ce zicem Tatăl nostru sau Născătoare sau rugăciunea lui Iisus: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul, nu ne gândim nici la bune, nici la rele. Ne gândim la rugăciune, dar nu o lăsăm numai în minte, ci coborâm cu mintea în inimă. Și de acolo strigăm către Dumnezeu și Dumnezeu ne ascultă. Acum Sfântul Pavel mai pomenește și de o a cincea treaptă calitativă a rugăciunii. În Epistola către Romani, în capitolul 8, și zice el că Duhul Sfânt se roagă în inima noastră cu suspinuri adânci, pentru că noi nici nu știm să ne rugăm. Este rugăciunea celor ce au ajuns într-un stadiu avansat de viață duhovnicească, rugăciunea Sfinților, în care Duhul Sfânt, cu suspinuri adânci,
face rugăciune în inima lor. Așadar, iubiți frați și surori, să nu comentăm că rugăciunile noastre sunt slabe, așa cum sunt, să le facem. Și dacă ne cere cineva rugăciunea, să ne rugăm pentru el. Pentru că Dumnezeu, să știți că ne va asculta mai mult decât atunci când ne rugăm pentru noi. Iată ce spune Sfântul Ioan Scăraru, care are o carte minunată, intitulată tocmai așa, Scara Raiului. De acolo îi se trage și supranumele de Ioan Scăraru. Ei, un capitol din carte este referitor la rugăciune. Și zice Sfântul Ioan Scăraru, nu refuza când ți se cere să te rogi pentru un suflet, chiar dacă n-ai dobândit rugăciunea. Căci credința celui ce o cere pe aceasta a mântuit de multe ori pe cel ce se roagă cu zdrobire de inimă. Nu te înălța dacă te-ai rugat pentru altul și ai fost ascultat, căci credința lui a lucrat și a izbutit. Cu alte cuvinte, nu neapărat credința noastră, ci credința lui, acelui ce ne-a cerut să ne rugăm pentru el, fiind într-o situație dificilă. Iată, iubiți frați și surori, în această duminică minunată, când ne-am întâlnit la Borleasa, subiectul predicii mele s-a dorit să fie acesta, din nou despre rugăciune și despre post. Trăim într-o lume secularizată și preocupările religioase sunt slabe, dar să nu renunțăm la ele, pentru că așa slabe cum sunt, Dumnezeu ni le va asculta. Și când ne rugăm pentru noi, dar mai ales atunci când ne rugăm pentru alții. Așa că și frățiile voastre, cum ne îndeamnă Evanghelia de astăzi, să vă rugați pentru dumneavoastră, să postiți pentru dumneavoastră, dar să postiți și pentru noi, pentru ceilalți. Cu siguranță că atunci când vă rugați dumneavoastră pentru noi, Dumnezeu vă ascultă rugăciunea. Amin. La mulți ani!